Un minor de 13 ani din comuna Glogova a făcut o descoperire uimitoare în timp ce se juca într-o casă părăsită. Imobilul a aparținut unui vecin care a murit în urmă cu 20 de ani, iar în una dintre camere copilul a găsit o armă fără țeavă și trei cartușe. Obiectele aflate în stare avansată de corodare cu mecanismele de funcționare blocate au fost ridicate de polițiști fiind întocmit dosar penal în rem pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor.